Dragii noștri, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei desfășurată pe site-ul editurii Herald, Filozofia ca mod de viață. Astăzi este alături de noi Vlad Nicodim, psiholog, și vom vorbi despre Hara, centrul vital al omului, o carte scrisă de Carl Friedrich Graf Durkheim în colecția sau în seria de autor Durkheim, în traducerea doamnei Viorica Juncan. Viziunea lui Durkheim are la bază mistica lui Meister Eckhart, psihologia adâncurilor a lui Carl Gustav Jung și tradiția Zen pe care a întâlnit-o în Japonia. Cărțile scrise de el la deplină maturitate sunt rodul unei vieți întregi trăită sub semnul esențialului, atât prin studiile sale, cât mai ales prin propria experiență. Durkheim a fost un om al practicii înainte de toate, de aceea cărțile lui sunt utile și am putea spune atât de căutate, iar în cărțile lui aflăm despre esențialul din noi, într-un limbaj nou, foarte simplu și de asemenea adevărat. Aș începe discuția noastră, Vlad, pornind de la definirea acestui concept, pentru că poate unii cititori care nu sunt familiarizați cu conceptele lui Durkheim și mai ales cu opera sa, cu cărțile sale, s-ar putea să perceapă acest termen ca un termen exotic. Ce înseamnă Hara? Da? Poate pe unii duce cu gândul la, pe vremuri, în urmă cu vreo 20 de ani, era o trupă de muzică, dacă ți-aduce aminte, cu siguranță ți-aduce aminte, așa, care se numea Hara. Probabil că ei nu întâmplător și-au pus acest nume Hara. Ce înseamnă, de fapt, Hara și de ce este considerată centrul ființei? În primul rând, Hara înseamnă abdomen, zona abdominală. Acum, răspunsul ar fi unul foarte lung, pentru că putem să intrăm chiar și în daoism, unde există tantienul, tanden, care de fapt este o zonă în interiorul Harei și mai specifică, unde este un centru de energie. În fine, ideea în mare este că prin mult exercițiu se poate constata că acesta este cumva centrul ființei. Și Durkheim propune foarte multe exerciții. A revoluționat foarte mult psihologia și s-a inspirat foarte mult, bineînțeles, a învățat foarte mult, în primul rând, din Zazen. Și cum spunea el, a fost influențat de psihologia adâncurilor, de Carl Gustav Jung. A fost influențat de Buddha, bineînțeles, și în general de toată cultura orientală și în special de cea niponă. Și să nu uităm pe Meister Eckhart, bineînțeles, misticul. Aceasta este cumva influența laturii sale mistice. După care avem și Laozi, care Durkheim chiar a avut o revelație profundă, un adevărat satori, chiar el descrie această trăire extraordinară și mistică, ascultând unul din versurile lui Laozi, care, dacă mi-aduc eu bine aminte, vorbește cumva tocmai despre gol, despre vid, filozofia, mă rog, intrăm în filozofia daoistă cumva. Acum, ce ar mai trebui menționat este faptul că autorul s-a născut undeva în 1896 și cartea cred că a fost scrisă undeva în 1950. Deci, este o carte, eu am citit-o în prima ediție, acum vreo 9 ani când a apărut. Încă mi-o aduc aminte foarte bine de atunci, pentru că este o carte deosebită. Și este încă extraordinar de valabilă, deși a fost scrisă prin 50, este poate mai actuală ca niciodată. De ce spun asta? Pentru că în prezent avem de a face mai mult ca oricând cu o completă dezrădăcinare. Dacă ne uităm în jur, oamenii sunt foarte, foarte dezrădăcinați. Și așa cum spune și Durkheim, este vorba despre
o lipsă de maturitate. Și este și normal, având în vedere era digitală și cât de practic imposibilă face apariția unei maturizări reale, această era foarte tehnologizată, în care practic individul nu mai este în contact cu el însuși, pentru că este tot timpul pironit în calculator, telefon și așa mai departe, și cât de important este, mai ales în adolescență și în prima tinerețe, să spun așa, dacă individul stă foarte mult în această lume virtuală, este o adevărată tragedie, pentru că mai târziu, din punctul meu de vedere cel puțin, nu se va putea recupera. Pentru că fiecare etapă a dezvoltării își are un anumit moment. Nu este ca într-un limbaj de programare unde tu poți să vii și peste o lună și să scrii că programul o să funcționeze la fel. Oamenii care stau mult în calculator nu înțeleg chestia asta, că fiecare lucru se dezvoltă într-un anumit timp foarte bine conturat și dacă ai ratat momentul respectiv, dacă, să zicem, ai stat mult cu capul în calculator într-o perioadă de timp, se va compensa, dar nu va fi același lucru. Deci asta am vrut să spun. Ce a făcut Durkheim practic? El era adeptul, cum să spun eu, vedea o diferență foarte mare între psihologia cuantificabilă, adică cea științifică, și cea a experienței directe. Practic, el, nu spun că a desconsiderat varianta psihologiei ca știință, la modul foarte fix, foarte cuantificabilă, dar el s-a centrat foarte mult pe celălalt aspect, și anume pe experiența directă și completă a ființei. Pentru că în viziunea lui, omul este ca o ființă totală și pentru a ajunge la această ființă totală, în plenitudine, este nevoie de înrădăcinare. Și acum, ca să fac așa o mică analogie, putem observa, sunt foarte mulți psihologi foarte tari pe plan științific, să zicem că avem doctorat, am publicat în reviste cu un impact factor foarte mare, știm să folosim analiza factorială, știm să folosim SPSS-ul și tot ce trebuie și suntem super tare, avem 100 de formări. Dar asta nu este suficient. Adică este un plan, dar nu înseamnă că ești un terapeut bine dezvoltat și că poți la rândul tău să ajuți cu adevărat omul care vine la tine. Și cunosc foarte multe cazuri în care chiar se întâmplă că astfel de oameni extraordinar de dotați pe planul acesta nu au dezvoltarea interioară și personală suficient de elaborată pentru a fi cu adevărat terapeut și pentru a avea un mare succes terapeutic. La polul celălalt, da, spune. Probabil că au o dezvoltată, aș putea spune, o latură academică. Hai să o numim academică, atâta timp cât vorbim de, cum ai spus tu, de doctorate, de multe cursuri, de multe formări. Probabil că în zona aia se simte ei ok. Și în timp ce te ascultam, făceam paralela cu un profesor. Imaginează-ți un profesor foarte, foarte bine, foarte bun pe disciplina pe care el o predă, da? Cunoaște foarte bine materia și este un bun specialist ca profesor, dar s-ar putea să nu fie un bun pedagog. Și mesajul lui să nu ajungă, să nu fie suficient de empatic și de comunicativ și mesajul lui să nu ajungă la elevi. Și elevii poate să nu-l îndrăgească. Poate că sunt unii profesori care nu au o pregătire atât de, dar știu foarte bine să intre în această conexiune cu elevul, în așa fel încât elevul, datorită profesorului, ajunge să îndrăgească disciplina respectivă. Este foarte adevărat și acest aspect, dar eu mă refeream strict la o observație a lui Durkheim,
în care punem cumva, să nu spun în contrast, mai mult putem să exagerăm un pic contrastul pentru a reliefa o idee, această psihologie experimentală, între ghilimele, fără suflet, în care omul este un obiect care este pusă versus o dezvoltare personală și o formare, o dezvoltare interioară. În general, ambele valențe necesită energie și este foarte greu și foarte rar vedem ca ambele să fie bine dezvoltate. Și voiam să spun, în afară de asta, nu contează atât de mult arsenalul de tehnici pe care îl aplicăm. Deci sunt studii care arată că, de fapt, nu asta este cel mai important. Cel mai important este relația terapeutică și, în special, dezvoltarea ca relația terapeutică să fie ok. Terapeutul necesită să fie extraordinar de dezvoltat. Pentru că ce se întâmplă în momentul în care ție ți-a venit un om la terapie? Un pacient, un client. Un client, un pacient, da. În momentul în care el a intrat pe ușă și spune ceva care îți contrazice ție ca terapeut sistemul de valori, chestia asta se va resimți. Chiar dacă nu în mod evident, clientul va resimți asta și relația terapeutică are de suferit. La fel, dacă se întâmplă lucrurile astea, apare fenomenul de transfer și de contratransfer și o mulțime de alte lucruri. În momentul în care intră un client, practic, în momentul ăla, eu, de exemplu, eu nu mai sunt Vlad, omul care, nu știu, are niște concepții și un set de valori. Asta nu înseamnă că nu mai am o relație umană profundă. Înseamnă doar că renunț la orice fel de judecată și de etichetare. Și chestia asta vine dintr-o, durează ani de zile și ține de o dezvoltare personală. Nu merge să studiezi, să citești 50 de studii cu impact factor mare și să publici într-o revistă cotată științific foarte bine și gata. Deci nu funcționează așa. Și ca dovadă, Durkheim niciodată nu a mers pe această zonă cuantificabilă a psihologiei. Cu toate acestea, mulți ani de zile, el avea 8 clienți pe zi, acolo la centru pe care l-a înființat. Deci el era extraordinar de căutat și să ai 8 ședințe de terapie pe zi și în același timp să scrii și toate cărțile pe care le-a scris, care nu sunt cărți la modul că le scriem acum, că și eu pot să scriu multe, dar sunt cărți foarte profunde. Adică fiecare carte spune exact ceva, își face treaba exact, nu sunt niște povești. Și să faci asta în felul ăsta, înseamnă că cu adevărat ești foarte dezvoltat și foarte bun și că ai succes. Și aici este succesul terapeutic. Asta am vrut să subliniez. Sigur, el a cunoscut și pe Daitet Suzuki, maestru Zen, și pe Anik de Suzenel și mulți alții. Adică a fost în acest cadru extraordinar, aș putea spune. Centrul pe care l-a creat el mergea pe patru direcții. Exact cum ai spus, psihologia adâncurilor, deci această sondare a psihicului și înțelegerea naturii psihicului uman. Al doilea erau terapiile corporale. Și aici el folosea Aikido, folosea Tai Chi, folosea în general multe din aceste căi care sunt centrate pe hara, adică pe această zonă abdominală unde este și esența. Apoi avea a treia, creativ-terapia, sigur, cu pictură, muzică, creație liberă, și cel de-al patrulea pilon al școlii lui era meditația, în special meditația de tip zen și, din ce am înțeles din carte, în special tipul zazen, adică meditația aceea așezată, pentru că se pune foarte mult accent pe poziție în meditația zazen și este foarte important acest centru de forță, tandem sau hara. Hara este un pic mai, cum să spun, un pic mai vast ca zonă. Tandemul este un pic mai centrat. Un alt lucru absolut extraordinar
pe care vreau să-l reliefez în legătură cu filozofia și cu abordarea lui Durkheim, este faptul că el avea trei perspective. Unul la mână, experiența trăită, adică trăim o revelație, o experiență spirituală, o experiență profundă. Asta este punctul de bază, exact așa cum practic a început și el când a trăit acea experiență foarte puternică în momentul în care a auzit versurile lui Lahozi. Cel de-al doilea punct pe care vreau să-l evidențiez în mod special, pentru că este ceva aparte, este recunoașterea acesteia. Pentru că ce se întâmplă? Foarte, foarte multă lume are parte de asemenea trăiri mistice profunde, doar că ele fie sunt repede reprimate, pentru că societatea de multe ori ne spune în diverse moduri subtile că aceste lucruri nu sunt ceva normal și nu sunt în general acceptate, și chiar dacă ar fi acceptate, este foarte greu să te și faci înțeles povestind o astfel de experiență, pentru că o astfel de experiență, un satori, de exemplu, transcede granițele limbajului. Și atunci, asta este foarte important, această recunoaștere a experienței pe care el pune accent, pentru că altfel experiența pur și simplu este fie băgată sub preș, trasă în subconștient sau uitată, sau este resemnificată la modul o fi fost ceva, nu știu, poate am băut ceva sau, știi? Și se întâmplă lucrul ăsta. Deci de-aia subliniez faptul că este foarte importantă recunoașterea experienței, și asta se întâmplă și dacă suntem într-un contact profund cu propria ființă. Și după aceasta, cea de-a treia etapă este exercițiul. Adică exersăm pe această cale și ajungem în profunzimile propriei ființe. Și vreau să spun încă un lucru, sper că mai avem timp, nu știu cum suntem cu timpul, Sorin. Sunt foarte multe de spus pe tema acestei cărți și chiar mi se pare cumva nedrept că trebuie să las unele lucruri, dar uite, un lucru care nu se spune în această carte și probabil nu multă lume îl știe, și m-am gândit că decât să povestesc pe din afară o carte, să vin cu ceva totuși nou și să intrăm puțin chiar în șamanism, care paradoxal în șamanism sunt foarte multe tehnici aplicate cu mare succes în psihologie și în terapie. Și nu mă refer la terapiile experiențiale care, să zicem, nu sunt decontate de casa de asigurări. Mă refer chiar terapia cognitiv-comportamentală, care este oficial considerată și este decontată de casa de asigurări și are studii științifice de top și este demonstrată. De exemplu, relaxările de acolo, hipnoza clinică folosită atât de bine în scop terapeutic, se regăsesc și în șamanism. Dar în legătură cu Hara, poate nu multă lume știe, dar existau niște triburi șamanice undeva în Asia. N-aș vrea să spun acum exact, să nu fac vreo confuzie, undeva zona Turciei, acum foarte mult timp, care avea următoarea practică. Avea o centură și în zona ombilicului, adică unde este tandenul, mai exact decât Hara, care o zona, deci tandenul subombilical, aveau ca un fel de ac, dar nu ac, ceva destul de ascuțit și pe o platoșă în spatele ei, și când strângeau acea centură, practic îți creează un disconfort și de la această senzație te aduce cu mintea acolo, că normal, acum dacă îți pun o albină pe mână, cred că o să te duci cu toată senzația. Și foloseau această metodă pentru a-și direcționa toată energia acolo și să reziste mult, mult mai mult fără mâncare, fără apă. Era practic ca un fel de intrare în acest miez energetic al ființei și acea centrare acolo, care sigur că chiar și Durkheim are un clip pe, există o înregistrare cu el când este pus cineva să-l împingă și el zice, uite, acum mă concentrez pe Hara, acum nu mă concentrez, sau să-i îndoaie brațul, el se concentrează pe Hara, nu-i mai mișcă nimeni, deși el avea vreo peste 70 de ani în filmarea
respectivă. Deci, dar această tehnică este pur șamanică și această centrare în hara există de foarte multe mii de ani sub diverse tehnici. Este întâlnită în tradiții din China antică și până în zona Mongoliei și, cum spuneam, și triburile din această zonă, care foloseau chiar chestii foarte fizice pentru a rămâne centrați în hara. Și cred că oricine poate să facă exerciții de genul, să dau un exemplu, să respire apical și să vadă ce gânduri vin și ce stare mentală are, să respire toracal și să vadă același lucru, sau să respire abdominal, să respire din hara și să vadă același lucru. Sau când este într-o poziție de stres sau când se întâmplă ceva, nu știu, merge pe stradă, face niște acțiuni, să fie centrat în hara și să reacționeze de acolo. Și să vadă diferența extraordinară, chestiile astea se pot dobândi chiar în câteva zile de exersat, se pot vedea aceste foarte mari diferențe. Și ca să închei, mi-a plăcut foarte mult un citat din carte, unde spune că moartea este mai mult ca, acum o să-l adaptez puțin, că nu știu chiar cuvânt cu cuvânt, dar moartea este ca marea viață la lucru. Nu este precum dușmanul care ar trebui îndepărtat, ci este mai mult ca o soră care ne ia de mână și ne trage către ființa noastră reală și ne conduce în acea țară pe care, de fapt, nu am părăsit-o niciodată. Foarte, foarte frumos și sugestiv spus. Carlfried Durkheim, doctor în filozofie și în psihologie. Cred că, dacă mi-aduc bine aminte, cred că prima dată am auzit de numele acestui mare filozof, psiholog, gânditor, unul dintre cei mai mari maestri spirituali ai timpului nostru, cred că în ultimul an de liceu, prin clasa a 12-a, când de altfel făceam și filozofie, și am fost atras de această personalitate. 40 de ani, timp de 40 de ani, psihoterapeut, a scris 20 sau peste 20 de cărți și iată, putem spune că a creat așa un soi de punte, de legătură, de pod, cum vrem să-l numim, între tradiția mistică creștină, Meister Eckhart, și tradiția orientală zen din budismul zen, din cultura și civilizația niponă. Astăzi am vorbit despre Hara, centrul vital al omului, o carte pe care o puteți găsi în campania Filozofia ca mod de viață pe site-ul editurii Herald. A fost alături de noi Vlad Nicodim, ca de fiecare dată, cu informații extrem de prețioase și, într-adevăr, felul în care ne spune lucrurile Vlad, cred că creează așa un soi de poveste, și o spun cu toată asumarea, un soi de poveste despre lucruri atât de frumoase care țin atât de zona psihologiei și de zona psihoterapiei, dar iată și de zona spirituală și a tradițiilor spirituale. Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Filozofia ca mod de viață. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!